Încă o mașină la review. Tot o americană. Un Ford Mustang GT. Roșu. Asta e preparat pentru drift. Ia uitați ce frumos arată. Ambalajul și tot. Roz diferite pe față, spate. Pe spate n-arată nimic. Da, tot un Hot Wheels 1.64 din colecția Drift. Ia să o scoate, să vede ce avem noi aici. Bam! Ia uite ce frumoasă e, tot roșie așa. Fără ștergătoare, fără geamuri. Aleronul ăsta e imens pe spate. Stopurile. Formula Drift. Scrie pe ușă un logo Hot Wheels. Hot Wheels și pe capotă, Formula Drift, aici are niște imitații de aerisiri. Are un roof scoop de ăsta și pe capot, pe plafon. Vedeți, se poate vedea aici în relief, așa. Înăuntru are destul de multe detalii și asta. Canapele cu tetiere, tații de piele, schimbător. Consolă centrală, bord. Da. Are o buză aici în față, un spoiler de asta gigant. Gigant. Grilă de aerisire imensă, faruri. Da, puteau să picteze și farurile astea și cu stopurile. Dar, na. E criză. Cam asta e. Da, o machetă reușită. Și cu pragurile astea. Da. Un motor de 5 litri parcă are Mustangul ăsta. 5 litri și între 450 și 600 de cai. Destul de puternic. Și mai ales pentru drift e ceva. Da. Măsurăm. Are aproape 7. Și cu 3 lățime. Cam asta e mașinuța. Iată ce frumoasă e din față. Vedere de sus, lateral. Și din spate. Pe dedesubt avem țevile de eșapament, câte două pe fiecare parte. Și
aici un fel de grup în spate, la roțile din spate, cardan, o chestie de-asta. Da. Cam asta e. O să vă las și niște poze cu mașina reală, să vedeți despre ce e vorba. Hai, ciao!